A fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor la clădirea veche unde a funcționat secția de pediatrie a Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure. Primăria Făgărași a lansat o nouă licitație cu o valoare estimată de 10.315.209 lei cu tot cu TVA. Procedura cuprinde două loturi, respectiv proiectarea, execuția lucrărilor și asigurarea asistenței tehnice cu o valoare estimată de 4.200.771 de lei cu tot cu TVA și furnizarea echipamentelor cu o valoare estimată de 6.116.438 de lei cu tot cu TVA pentru realizarea lucrărilor și achiziția echipamentelor privind reabilitarea și dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație printr-un proiect cu finanțare europeană a Policlinicii Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure. Conform documentației tehnice, o parte din cabinetele și funcțiunile ambulatorului sunt amplasate în corpul principal de clădire, dar în spații separate și greu accesibile. Prin acest proiect, ambulatorul va fi amenajat în clădirea fostei secții de pediatrie, imobilul vechi, construit în anul 1938, secție relocată în corpul principal al spitalului, inaugurată în primăvara anului 2021. Proiectul prevede consolidarea clădirii respective, reabilitarea fațadelor, reamenajarea spațiilor interioare și refacerea instalațiilor interioare. În ceea ce privește aparatura și dotările, vor fi achiziționate de la termometre la echipamente de testare a efortului sau ecograf musculoscheletal.